Astăzi vreau să vă prezint istoria umană a unui militar trecut deja în rezervă, Andrei Zglavuță, originar din satul Tânătari, raionul Căușeni. Cu siguranță, camarazii de arme l-au recunoscut. Tânărul are 20 de ani și a fost încorporat în Armata Națională în luna mai a anului 2010 cu un defect estetic în regiunea buzei superioare pe stânga. De la 3 ani am purtat o cicatrice pe față, iar datorită unui medic militar am scăpat de ea, zice Andrei Zglavuță. M-am dus la medicul stomatolog că avem probleme cu câțiva dinți. El ne-a reparat și m-a văzut cicatricea de pe față și m-a întrebat dacă vreau să o înlătur. Și deodată n-am căzut de acord, m-am mai gândit, s-a făcut și când am venit în a doua zi, am spus că-s de acord. Schimbare sau nu? Da, este. S-a schimbat cumva ceva viața după... Viața nu, dar semnă de mult. Nu e cel care a fost. Doamna Luba Zglăvuță, mama lui Andrei, este mulțumită de rezultatul intervenției medicale. Totuși, de unde s-a luat acea cicatrice la piciorul ei? Avea 3 anișori, juca pe o ogradă și când le-a mușcat, ne-am dus, ne-am adresat la medicul pe copii și ne-a spus că mușcătura de câine nu scoasă. Dar totuși, mai bine să ne adresăm la medic. Și când ne-am dus la medic de Amadeu la Căușeni, era târziu. Ne-a spus că nu se mai poate fi făcut nimic. Și așa și-a rămas cu semnul. Nu a ajuns rândul și a plecat la armată și la armată, la spitalul militar, ei s-au făcut operații și s-au primit normal, s-au schimbat înfățișarea la băiat, mai scurt, s-au primit bine. Dar când dumneavoastră ați aflat că Andrei a fost operat? Că el nu ne-a spus, ne tot ne spune că mamică să vin, când vii la mine, că zic, eu am pregătit pentru matare o surpriză, dar totuși nu ne-a spus. Când i-a dat concediu, a venit acasă, am văzut că altă înfățișare avea. S-a schimbat, înspre bine. Credeți că această operație a schimbat cumva viața? L-a făcut mai sigur pe sine, mai... Cred că da. Vrem să-i aducem mulțumire domnului Șerbăcov Vladimir pentru munca depusă. Și-a îndeplinit misiunea ca medic foarte bun. Dar credeți noastră că armata l-a schimbat pe fiul dumneavoastră? Și credeți că e bine ca un băiat să facă armata? Da. Ca un băiat să facă armata, asta e foarte bine. Armata e faci băiat de treabă. La data de 2 noiembrie 2010, tânărul a fost internat în Spitalul Clinic Militar, secția chirurgie maxilofacială și stomatologie, iar peste 2 zile a fost operat de medicul chirurg Vladimir Cerbacov, șeful acestei secții. Intervenția chirurgicală a durat puțin peste o oră și a decurs cu succes. Dar tehnic nu e сложно. Ce au него было? Tehnic, operația nu a fost dificilă, dar orice operație plastică implică risc. Costul operației se estimează peste 2300 de lei achitați din bugetul Ministerului Apărării. E menționat în acest context că în Spitalul Clinic Militar Central au fost efectuate 273 de intervenții chirurgicale. Vecinii și-l amintesc bine pe Andrei, înainte de armată, Valentina Burjakovski. S-a schimbat mult dacă a făcut armată ca și fiecare băiat, păși în armată, vine doamnă cu matur și cu alte gânduri și pot să pun că în afară de faptul că a venit cu alte gânduri, a venit și cu altă înfățișare acasă. Da, și cu altă înfățișare și... Se vede schimbare? Se vede. Viața le-a aranjat pe toate la locurile lor. Andrei are o prietenă pe nume Elena, cu care este într-o relație frumoasă de 3 ani și care a avut răbdare să-l aștepte de la armată. Andrei are o mare pasiune pentru automobile și așa se explică intențiile lui de a îmbrățișa meseria de automobilist. Înainte de a fi înrolat în Armata Națională, tânărul a urmat cursurile de conducător auto la Centrul de Pregătire a Specialiștilor, filiala Căușeni, pe gratis, obținând categoriile B și C. Scutul patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Locotenent colonelul Vladislav Robu îndeplinește serviciul militar în Brigada Moldova de la 1 iulie 1994 și a făcut studiile militare la Colegiul Militar Alexandru cel Bun la acea vreme. După aceasta a fost îndreptat să slujească patria la Bălți în Brigada Infanterie Motorizată la funcția de comandant pluton tragere, bateria 1 divizionul artilerie. Mai departe, undă verde are chiar eroul nostru, locotenent colonel Vladislav Robu. De specialitate sunt artilerist. Mai târziu, în 2001, am absolvit școala de aplicație și artilerie Ioan Cuza din România, orașul Sibiu. Din 2001 până în 2003 am fost șef stat major divizionul artilerie. Din 2003 până în 2009
am fost comandant divizion de artilerie și din 2009 până în prezent sunt șef S3, secție operații și instruire, brigada 1, infanterie motorizată. Cum au fost cei 17 ani de activitate în Armata Națională? Cum se zice, primii 15 ani este mai greu. Pe urmă, este mai ușor de a îndeplini serviciul. E clar că de la început serviciul a fost puțin mai dificil, mai greu pentru noi, ca tineri ofițeri. Însă pe parcurs ne-am acomodat, acumulând câte mai multe cunoștințe noi, participând la diferite antrenamente, aplicații, prin desfășurarea diferitor ședințe la pregătire de luptă, ședințe instructive, metodice și alte activități. Unde e clar că am acumulat un bagaj imens de cunoștințe, de deprinderi practice, la care până în ziua de astăzi am ajuns la așa funcție, fiindcă fără stăruință, fără depunere de eforturi, puteri, în unele momente poți nu ajungi la așa ceva, la scopul dorit. Domnul colonel, cum a fost serviciul militar, în general, cum a fost armata în anii 90? Diferă de cea din anii 2000? Modalitatea de executare a serviciului militar, dacă să luăm de la anii 94 până la anii 2000, era ceva mai dificil. Chiar și starea, asigurarea multilaterală a unităților pe atunci, să luăm și același echipament și același combustibil pentru tehnică și aceleași asigurări de armament și muniții pentru desfășurarea cărorva aplicații era ceva mai dificil, însă acum este mai bine, avem practic îndeajuns, nu mai se cere de la noi dorință, eforturi se depune pentru a îndeplini tot ceea ce se cere de la noi. Atunci când ați venit noastră a dea în unitate, a existat un ofițer care v-a servit drept model? Da. La susirea unitatea dată, adică brigada 1, deci nu numai din divizion, am avut, așa să spunem, idol cheie, fost șef stat major divizion, locotenentul colonel Igor Maiorov, comandantul divizion, locotenentul colonel Vladimir Cabălean. Însă au fost și în brigadă, chiar și domnul colonel Iurie Ciubară, colonelul Iurie Ceban, Anatol Ceban. Cum v-au ajutat în carieră? Chiar dacă ceva nu cunoșteam, nu eram sigur de îndeplinirea cărorva misiuni. Mă apropiam de dumnealor, nu mi era rușine acolo, mă adresam, eram ajutat, îndreptat. Îmi lămureau, descriau. Prima, sunteți în unitatea, în Armata Națională, aproape de la întemeierea ei. E clar că nu este nicio perioadă îndelungată, dar nici scurtă. Cum ați caracterizat dumneavoastră armata? Ce înseamnă armata pentru dumneavoastră? Armata, eu socot, din punctul meu de vedere, că este o forță puternică a unui stat, fiindcă nu este acel stat care nu are armată. În primul rând, armata face bărbații ca să fie curajoși, destoinici, să fie devotați și credință patriei sale. Cum vedeți armata, de exemplu, încă peste? Pe viitor, dacă toți militarii prin contract și-au depune toate stăruințele și eforturile, s-ar atârna conștiincios față de îndeplinirea obligațiunilor funcționale, obligațiunilor de serviciu, va fi păstrată tehnica, armamentul din dotare, se vor ocupa cu pregătirea de luptă, așa cum cer documentele de conducere, documentele de directivă. Viitorul armatei are o perspectivă. În general, armata ar fi ceva, un exemplu, nu numai pentru statul nostru, dar și pentru alte state din lume.